Jug în acest meci. Nu, să știi că e foarte iubit aici Iani Zicu, care are niște execuții surprinzătoare. Aceste execuții plac suporterilor. Adi Mihalcea părăsește terenul pe partea opusă, îndreptându-se direct spre vestiare. În locul său, așadar, Iani Zicu pentru aceste ultime 17 minute rămase de jucat din această partidă. Zicu pentru Buia. Acesta se întoarce, sprintul lui Zicu în zona centrală și iată-l pe portarul Stanca, a ieșit. Gol excepțional reușit de Iani Zicu. 4-0 pentru Dinamo. Minutul 82 al partidei, Zicu la al doilea gol în divizia A, primul din această ediție a campionatului, un lob superb de la mare distanță, ridică scorul la 4-0. Și Sportul Studențesc reușește performanța ca într-un singur meci să încaseze tot atâtea goluri cât în 5 etape precedent. Dumitru nu poate combina cu Irimia, este nevoit să întoarcă balonul pentru Galamaz. Greșește Galamaz, iată-l pe Pârvu interceptând această minge. 4 contra 2, Buia pentru Zicu și gol! Gol superb înscris de Iani Zicu la a doua reușită în această seară. Zicu pare a fi copilul favorit al formației dinamoviste. Iată-l încă o dată, servit bine în careu, dar și reluarea sa denotă o certă clasă. 5-1 și dinamoviștii repetă în acest moment scorul din partida cu Umete. Este un fin tehnician, Zic.